presupunea ieșirea în teren și stabilirea vecinătăților, identificarea proprietarilor și absolutor. Vreau să vă spun, să vă duc la cunoștință, că aceste cerințe prevăzute, rog frumos, dacă vă puteți închide telefoanele și o să vă spun și să ne putem concentra. Să spuneți pe țințele oricum, da? Aceste cerințe legale nu au fost îndeplinite. Mai mult decât atât, am fost astăzi la oficiul județean de Cadastru Alba și mi s-a spus de acolo că e o eroare. Am adus dumneavoastră, nu înțeleg prin eroare, că 99% din comuna Lușa este bulversată. Ce înseamnă? Dintr-un bun început, vă spun pe scurt problemele mari. S-a trasat o zonă roșie, spune, aici este perimetrul comunei, nu vă puteți atinge. Au fost trimiși oameni acasă cu cereri de rectificare, pentru că cererea de rectificare se suprapunea cu perimetrul alocat cu comunei. O primă chestiune ulterioară faptului că cadastrarea s-a făcut, e pe niște hărți, așa cum ne-au spus și astăzi, și este filmat deja, reprezentanții prestatorului, am înțeles, cum că s-au făcut de pe niște hărți de la punerea în posesie. Adică hărți din perioada 90, fără să fie suprapuse peste absolut nimic ce este acum realitate și suprapus, evident, în sistemul ETERA, așa cum trebuia făcut. Adică hărțile de atunci, vă dați seama, făcute, măsurate cu capra, cum se spunea în limbaj popular. Bun. Vreau să vă spun că noi toți, din comunitatea de care facem parte, preponderent suntem aici în satul Mușca, dar toți urcem, ne punem așa o întrebare, domnule subprefect, câtă bătaie de joc poate să fie? Și vă rog să nu vă supărați că introduc o chestiune de metaforă, pur și simplu, în ceea ce voi vorbi, câtă bătaie de joc poate să fie la mijloc, să fim luați de proști. În condițiile în care, domnule subprefect, satul nostru a fost expropriat cu vreo 500-600 de hectare în perioada anilor 1970, decrete care au fost secrete. N-am avut niciodată posibilitatea, n-a venit nimeni să ne spună cum putem să ne apărăm acele decrete care nu au fost scoase de la naftalină și sunt ținute și acum la naftalină, pentru că dacă le soliciți, cei de la Cucurmin spun că fie că nu le au, fie că nu le dau. Adică ne-am trezit fără pădure, cu niște izvoare dintr-un versant care, credeți-mă, putea să alimenteze toată Valea Rieșului până la Turda, izvoare de apă, cu o poluare care avem la Valea Șeselor, avem la Mușca, masivă, la geamuri, masivă, și acum să vină cineva să ne spună, pe terenul care au fost utilizate de o manieră neîntreruptă, pentru care sătenii au plătit impozit, trebuie să ne spună, este perimetrul cu plumii, pentru că e strategie națională. Și introduc o paranteză. Stau și mi se pune nu gândit. De la Cuprumin, din satul meu, se exploatează minereu de cupru și zăcăminte complexe. Dublu cantitate cât se exploata în 1989, se exportă în Serbia, într-o țară controlată știm de cine, la o firmă chinezească, ca să obțină cupru și noi să cumpărăm cupru înapoi. Dați-mi voie să spun, într-un jargon, nu tocmai academic, ca fraier. Ba mai mult decât atât. Vreau să luați act și o spun foarte răspicat aici. Cuprumin a ajuns și nu avem nicio treabă cu Cuprumin. Noi am crescut acolo majoritatea de aici cu Cupruminul în satul nostru. Dar Cupruminul, pe vremea aia, era o societate mult mai dreaptă. Cupruminul a ajuns o supapă pentru niște interese extrem de toxice, extrem de ticăroase, pentru că oameni din comuna noastră, când se duc să bată la poarta angajării la Cuprumin, li se spune, pă, voi nu vă angajăm că sunteți prea aproape și o să furați. Adică, totuși, în ce țară trăim? Pentru cine construim o societate care să exploateze zăcămintele
Pentru ce mi se fură acum terenurile spunându-mi se nu aveți voie să vă cadastrați că acolo e perimetrul cuprului, a priori? Nici nu mai stă nimeni să mai discute că de ce. Repet, n-avem nimic pentru mine. Dar ne stă în gât și nu suntem tâmpiți. Și poate până acum nu v-a spus nimeni. Ne stă în gât ticăloșia împotriva țării mele și a țării dumneavoastră, domnule subprefect. Pentru că, de fapt, asta se întâmplă. Ușa și niște interese care gravitează și le știm foarte bine în jurul acelei exploatări, cum credeți-mă, numai într-un stat bananier din Africa s-ar putea întâmpla acolo unde vedem că se exploatează zăcămintele cu corupție și cu diverse interese. Le știm foarte bine interesele care sunt aici. Le știm extrem de bine. Asta este prima chestiune care ne-a făcut să venim la dumneavoastră. Și venim la dumneavoastră și mă bucur că sunteți dumneavoastră, pentru că trăiesc într-un oraș multicultural, pentru că am prieteni unguri, pentru că la Roșia Montană și la Brud a fost o comunitate importantă maghiară, pentru că noi am trăit împreună, mușcanii mergeau peste deal și lucrau, că nu aveau atâtea terenuri la roșieni și roșieni erau proprietari de mine care erau în preponderență maghiară. Am rude prin alianță care au sânge unguresc acolo și vă rog să ne credeți că rana asta sângerează pentru mine nu numai roșu, galben și albastru, că și roșu, alb și galben. Și vă spun cu toată dragostea, pentru că am prieteni, inclusiv născuți, bunici născuți în Abruzzo, care ne-a regăsit în Cluj și resimt același lucru. O zonă pentru care nu am văzut de la nivelul județului Alba altceva decât tăiat de lemne, începând cu Horia, cu drujbe unse, știm noi până unde, și acum cu o altă, scuzați-mi, vă rog, exprimarea plastică, cu o altă surveică mafiotă în jurul unei societăți și o căpușare a societății astea, organul statului probabil că ar trebui să-și facă datoria în viitor. Deci eu asta pot să vă spun. Asta e principalul motiv pentru care suntem aici. Pentru că suntem furați ca în cotru mare. Și n-am înțeles de ce. Al doilea motiv pentru care am venit aici este faptul că prin neieșirea în teren, în faza inițială, la măsurători, prin nesocotirea măsurătorilor proprii pe care le-am făcut, pentru că am fost obligați, așa cum ne spune legea cadastrului, în perioada de publicitate, când a fost perioada de depunerea cererilor de rectificare, să ne depunem cereri de rectificare, haideți numai să stăm să ne gândim cum Badea Ion, din Mușca, din Lușa, din Valea Șerse, din Văzărău, de unde fi fost, poate duce el pe calculator să-și identifice o suprafață în perioada de depunere a cererilor de rectificare, au fost chemați. Chestiune care trebuia făcută anterior, cu mâinile goale, să chiorească cu un ecran și să-i spună un funcționar de la firma de cadastrare, cam pe aici ți-ar fi suprafață. Adică am mers cu măsurătorele făcute de către documentiști, am plătit bani, le-am depus în faza de rectificare și au fost total nesocotiți. Ba mai mult decât atât. Sunt suprafețe care au fost cu extrase CF, care acele suprafețe cu extrase CF le-a trebuit să fie măsurate pentru că erau fixe cu suprafețe măsurate de ani de zile în jurul lor să putea face pază lui mai departe cu măsurătorile suprafețelor vecinilor. Acum se trezesc oamenii că suprafețele respective de CF și alea sunt bulversate. În cote de 1 pe 1. În cote de 1 pe 1, să ne înțelegem. Ei, mergând mai departe, sigur că o neregulă atrage după sine alte nereguli. Când vrei să o repar, de obicei, strici în altă parte. Vă imaginați dumneavoastră ce înseamnă, practic, o parcelă unde ai vreo 6 vecini și îți vin pe rând documentațiile de la CF cu fiecare vecin în parte, că omul nostru trebuie să se mute la unul sau doi notari cât sunt în Câmpeni, să-și găsească nu știu câți avocați ori fi în Câmpeni specializați și să-și găsească topometriștii ca să facă măsurătorile. Cu ce să duc? Cu mâinile goale. Cine le face măsurătorile? Și venim astăzi la cadastru.
Și doamna Mundeanu, doamna Mundeanu ne spune că e condamnabil că nu s-a ieșit în teren la măsurătoare. Și cum acela nu, nu putem contrare. Reprezentantul firmei de cadastrare și el ne spune, ne dă dreptate până la urmă că încep să zboară porumbei pe gură. Dar eu vă întreb, după ce lucrarea e făcută, o comună e bulversată, după ce suprafețele suprapuse, toate de aval, unii peste altul. Și o să vă spun imediat de exemplu meu. Eu nu sunt așa mare proprietar acolo, dar ce să fac dacă mi-am îngropat inima la mușcă? Am reușit prin cadastrarea asta să dinamităm o comunitate întreagă. Că dincolo de faptul că le-am luat și le furăm terenurile cu cupruminul, cu care, repet, în valoare absolută, cu cupruminul nu avem nicio treabă, dar ne stă în gând interesele meschine din jurul acestei societăți, am ajuns nu numai să ne pierdem terenurile, dar am ajuns să ne pierdem liniște. Și asta e lucru grav. În condițiile în care țara mea și țara dumneavoastră nu se îngrijește de cetățeni, să le creeze, să le dea acasă, pită și după aia circ. Eu înțeleg că ne-au creat circ și ne-a lăsat fără pită. Din păcate, este o stare de fapt. Noi nu discutăm aici de 10% din comună. Noi discutăm aici de 95% probabil din comună, cu cadastrări dubioase, 100% nu știu, dar eu spun cel puțin 95%. Și am învățat în teoria economică că după 5% începe să devină semnificativ orice. Eu nu cred că în cadastru lucrurile stau altfel. Adică dacă ai o eroare și depășește 5%, deja viciază rezultatul. Eu vă spun acum în financiar. Din punct de vedere al cadastrului, eu nu cred că lucrurile stau altfel. Aici lucrurile sunt invers. 4-5% vor fi bune, 95-96% îți viciate. Ce vină are cetățeanul simplu de la Lușa să-i scrie liniștea, să-l port la notari, să-l port la avocați, să-l port la expert stoco, să-și facă măsurăturile. În condițiile în care cadastrarea sistematică, atenție, ne spune, prin finanțare, prin acest program operațional regional, proiectul scris de către ANCPI și, sigur, cu delegarea de competență la OCPI al bandului implementare, ne spune că costurile sunt zero. Eu pot să constat încălcarea legii, am încondeat și în petiție, este o încălcare a legii cu prejudicii care pot foarte ușor a fi cuantificate. Și eu cred că v-am dat aici o definiție a ceea ce se numește în România noastră a infracțiunii. Eu cred că asta e definiția infracțiunii. Cu încălcarea legii și cu prejudiciu. Pentru că toți de aici, de la masă, suntem prejudiciați într-o măsură mai mare sau mai mică. Și o să vă mai spun un singur lucru, exemplu meu personal. Cadastrez două suprafețe de teren pe care le am, le măsur. Înainte de încălcarea litera, domnul primar știe, și când mă duc să încarc în cu drept de posesie. Am spus, nu mă bazez pe cadastrarea sistematică. Mă duc să încarc la OCPI, la Câmpen, mă trezesc că e cadastrat drumul. Că drumul împrinsese și o haldă de piatră ce o aveam pe stăcat și îmi făcuseră un triunghi cu vârful în jos. Uitați, așa era, un triunghi cu vârful în jos, că ăsta e drumul, aici e triunghiul și drumul continua mai departe. Că suprapunere, că 2 metri intrat peste proprietatea mea și așa mai departe. Ce mai contează? Aduc topometrist, mă sau, aduc la celălalt teren, mă sau. Nu, îți trase niște linii drepte, total aiurea în condițiile în care există, există limite naturale, nicio limită naturală unde s-ar putea închide un plan parcelar, nimic marcat, pârâul drept, drumul drept, ce mai contează că drumul ăla șercuiește, ce mai contează că acolo sunt niște proprietăți care sunt cale, că și absolut tot. Eu personal până acum am cheltuit peste 4.000 de lei ca să-mi adun niște topometriști de pe la Cluj, că la Câmpia nu mai găseam disponibil, ca să măsoare suprafața și cumva să fiu în legalitate. Acum eu încă n-am primit extrase CP, nu știu dacă fi sosit sau nu fi sosit, că sunt foarte curios dacă îs sau nu sunt reguli.
Dar avem exemplu aici și prin domnul Popa, uitați, domnul Popa a venit cu casa tăiată în două, domnule subprefect. Cu casa tăiată în două, vă dați seama ce înseamnă să-ți treacă limita de proprietate o suprafață la un vecin și el mai are jumătate de casă cu... Ce cadastrare asta? O fântână este de locuit 42 de metri, pe o fântână de un metru pe metru. La cadastrare? Deci să mă înțelegeți un lucru. Eu știți cum înțeleg cadastrarea asta? Eu lucrez la un stat. O să mă duc de acum acolo, o să primez lucrările de la studenți, uitați așa, și o să zic, bă, i-am făcut poză la asta, cum a fost, îmbrăcat bine cu 10, următorul 7, următorul 5. Ce nu stare să mai citez lucrările? Sau dumneavoastră, de ce mai citiți petițiile care vă vin aici? Eu zic, să dați soluție, fără să nu mai citiți. Aveți de lucru aici. Sincer să fiu, eu am terminat aici. Astea sunt principalele probleme. Problema și o concluzie după întâlnirea de la OCPI și am anticipat. Problema este că ce n-au făcut în atâția ani în care au primit finanțare pentru efectuarea cadastrării, doamna Muntean de la OCPI, care îi ține locul doamnei Cornelia Baba, directorul OCPI Alba, îi spune că s-a rezolvat toate. Serios. 12.396 de cereri de rectificare. 12.396 de neapucă de numărare prin de ziua de mâine. La un document, nu să le numere. De asta suntem aici. Și acum o să vă mai spun o singură chestiune, scuze și o termin. Am adresat petiția asta, noi de fapt am adresat, că e asumată de toată lumea. Am adresat domnului ministru Bode. O să vedeți petiția. Am adresat-o de asemenea doamnei președinte director de la general de la ANCPI. Am adresat-o de asemenea dumneavoastră. Am adresat-o OCPI Alba. Am adresat-o Consiliului Local al Comunei Lușa. Nu toate le-am primit. Am adresat-o de asemenea. Mai așteptăm 30 de zile. Direcția Națională a Anticorupție și Oficiului European de Luptă Antifraudă, pentru că suspiciunea noastră este rezonabilă că în efectuarea unor activități în conformitate cu legea, din proiectul care a stat la baza finanțării primite de către ANCPI pentru a efectua în beneficiul UAT Lușa și a posesorilor și a proprietarilor din Lușa, pentru totul în conformitate cu legea acestor activități, sunt fapte care sunt susceptibile de fraudă la fonduri europene. Atâta am avut de spus și nu vreau să mai adaug nimic, pentru că toată lumea de aici, dacă am stat de vorbă, toată lumea de aici are un foc, are o durere și are ceva de spus. Vreau să vă întreb și eu ceva. Dacă dumneavoastră mi s-a mai adus la cunoștință situația asta de la Lușa, de către doamna Baba sau de cineva de la oficiul din cadastru general. Domnule profesor, domnule primar, noi înțelegem supărarea care sunt aici. Fă cum bine știți sau nu știți, acum două săptămâni sau când a fost așa întâlnire, tot aici, a fost întâlnire de pe care cu domnul primar, fost așa cum mai știu de dată, care a mai fost la care nu am fost. A fost așa întâlnirea la care a participat și doamna Baba, că au participat și firma care a făcut cadastrarea, reprezentanții firmei, au participat și reprezentanții Consiliului Local, o parte din Consiliul Local. Și atunci, la acele discuții, eu cel puțin doar am asistat și am înțeles că, ce s-a povestit acolo, că s-a ajuns la o înțelegere între acea firmă, Consiliul Local și OCPI. Nu? Domnul primar, dacă nu greșesc, nu greșesc, nu? Conform contractului, firma care s-a ocupat de cadastrare mai are la dispoziție un an de zile pentru a rectifica greșelile. Acum, domnul profesor spunea că nu considerăm că vor reuși să refacă toate greșelile într-un an de zile. Și mai mult, hai să zicem că nu o să reușim un an de zile, dar avem 3 ani la dispoziție când toată lumea e posesor. Dacă trece termenul de posesor, nu va mai exista altă soluție decât instanță, pentru că proprietarul care e pus dintr-o eroare pe un teren, va rămâne proprietarul de drept. Astăzi e posesor, dar peste 3 ani va fi proprietarul de drept. Și eu nu mai pot să ajut cu nimic acum, da. Noi am căzut de comun acord cu Consiliul Local Primăria, să încercăm și ne-am bătut și noi și în perioada contestației, să ajutăm pe toată lumea, dar spre
uimirea noastră, au existat mult mai multe greșeli decât ne așteptam și noi primăria. Consider că primăria și-a făcut foarte bine datoria, având în vedere numărul de contestații, de cereri de rectificare care au fost înregistrate în perioada de 60 de zile. Acum, 12.396 de contestații. Acum noi am început procedura de a elibera extrasele de carte funciară. Avem persoana de la Registrul Agricol, persoana de la Urbanist, care ajută pe fiecare cetățean să-și identifice terenul, să vedem unde sunt probleme. Aveți și un topograf la primărie? Nu avem angajat topograf. Urmează să modificăm organigrama, să primim și un topograf, să reușim să ajutăm oamenii cu ce se poate. Ce vrea să vă mai întreb? O întrebare, atunci, la acea întâlnire, a stabilit odată cu doamna director că m-a întâlnit la OCPI, nu știu, marți sau cum a fost, odată ați venit la acea întâlnire și ce ați discutat la acea întâlnire? Da, s-au întâlnit cu reprezentanții composesoratelor și cu câțiva topografi, doamna director, acolo. Și acolo, la composesorate, sunt multe greșeli. Acolo, știți că s-a discutat și problema că composesoratele nu au cerut nici măcar eliberarea titlurilor de proprietate. Deci ei, după 20 de ani, au la baza punerii în posesie. Punerii în posesie, doar cu procesul de pași multe în posesie. Nu ați dus la bun sfârșit și toată cererea eliberarea titlurilor de proprietate. Și multe chestii. Dacă se emite, domnul primar, atributul de finalizare, documentație pentru titlurile de proprietate la composesoarte, vă revine dumneavoastră. Deci, comisie locale și atunci, dumneavoastră sunteți cei care, de data asta, trebuie să faceți demersuri pentru finalizarea procedurilor de emisere a titlurilor. Dar dacă la momentul când se puteau elibera mult mai ușor, fără planuri parcelare, nu le-a făcut nimeni. Discutăm ce putem eu face de astăzi. Eu astăzi va trebui să contractez o firmă să facă planuri parcelare pe fiecare oa parte. E foarte greu de făcut. Știți, deci dacă nu puteți utiliza din această înregistrare sistematică care spuneți că e bunăsată, da. Dar dacă puteți utiliza, puteți utiliza din edificările la... Am și alte probleme când composesorat e pus, e suprapus peste păduri proprietate de persoane fizice. Dacă sunt curate, sigur, nu pot fi generat. La composesorat, deci punerea în posesie, în baza legii cu, nu s-a făcut pe vechi amplasament. Asta era treaba comisiei locale. Ce vrea să întrebă dumneavoastră, domnul Sperie? Cum vedeți dumneavoastră situația asta atât de gravă, din punctul meu de vedere, și delicată, ca să fie rezolvată. Asta vreau să spun, domnule, deci instituția noastră poate doar să educa, să vedeze și să discute cu cei de la OCPI în vederea rezolvării problemei dumneavoastră, pentru că nu ține de instituția noastră, știu directă rezolvarea problemei dumneavoastră. Considerați că se poate rezolva lucrurile? Considerați că se poate rezolva orice problemă în țara asta, dacă suntem la domnul profesor și normal și la domnul primar. Deci, ca să fie garantat că se poate rezolva ceva, pentru că din punct de vedere tehnic nici 10 ani să rezolvă, spun clar. Dar ca să fie garantat că se poate rezolva ceva, se fac un act între OCPI Alba și firma care a executat cadastru, să-și ia angajamentul pe banii ei, așa cum i-am casat, ilegal, din punctul meu de vedere, fără să execute lucrarea în teren, și să facă să-și asumă răspunderea din punct de vedere. Cred că la asuma răspunderea și până la urmă o să-ți facă la gata OCPI-ul și cu firma cu care a făcut contactul. Dacă nu... Datoria lor, dacă firma cea a luat bani și pentru lucrare, trebuie să ducă lucrarea la vârstă și să fie mulțumită toată lumea. Mă scuzați. Asta cu angajamentul mi-aduce aminte că eu am fost și UTC. Aduce aminte de perioada de dinainte când ne luam angajament că... Jur să crezi mare și voinic și așa mai departe. Păi super tare. Deci asta cu angajamentul, chiar o să văd un angajament, o să-mi pun în ramă și o să mă rog în fiecare noapte la angajamentul dintre prestatori și orice pe Ialba și probabil cu semnătura doamnei Cornelia Baba acolo, o să fie minunat. Că nu o să mai citesc versete din Biblie, că Biblia e pentru cerul, pentru pământ, e realitatea maclotă în care trebuie. Haideți să vă spun ce ne zice doamna Baba, apropo, de întâlnire cu composesoratele, că întâlnire nu pentru foarte prostită, întâlnire cu composesoratele, cu aia mai mare, pentru o răspundere în februarie. Ne zice așa, că cadastrarea s-a făcut, da, în prezența proprietarilor slash
posesorii cu participarea pe parcursul acestor lucrări a reprezentanților marilor proprietari, a instituțiilor publice, a Oaterușa și ne zice aici în numele marii proprietari, a Oaterușa și a marilor proprietari. Și zice, CNAE, Romsir, Ana Apa Mureș, Electrica, Cuprumin. Și oamenii ăștia, noi, care suntem mici proprietari, dar deținem suprafețele cele mai mari. Din răspunsul doamnei Baba, ai scris negru pe alb, de doamna Baba, comuna dumnea ei, sau în orice caz cu asumarea semnătului dumnea ei, mi-a răspuns asta în luna februarie anul trecut. Deci, cu alte cuvinte, doamna Baba ne spune, da, ne-am întâlnit cu mare proprietar. Păi ce să ne mai întâlnim noi cu plega în Lușa? Ce mai contează Badea Ion? Ce mai contează fiul lui Badea Ion pe dus pe nu știu unde, că nu și-o găsit loc de muncă? Că la Cuprumin se dau locurile cu mită. Cu mită? La 5.000 de euro în sub de trecă. Că 5.000 de euro. 5.600 de euro. Ia uziți. Mă dă aici angajat. Păi lucrează cum? Te angajează pe ții nu și te dă afară. Cum? Cum? Ce să le spunem la oamenii ăștia? Ce să le spunem? Înțelegeți? Ce le putem spune la oamenii din Lușa? Explodează odată juridic. Inclusiv acolo, cu niște decrete care unele sunt provizorii, atenție, nu sunt definitive. Expropiați așa cum au fost expropiați, fără despăgubire, cu izboarele otrăvite, cu poluare, cu exploatare care se face de acolo, fără locuri de muncă. Și acum ni se fură, încă o dată, într-o casă naționalizare, sub masca cadastrării sistematice, li se mai fură o tură de teren. Drumul. Gândiți-vă la un lucru. Probabil la masă sunteți și juriști, bănuiesc. Dumneavoastră sunteți juriști. Locul pe unde trece conducta oamenilor, li s-a interzis să-și depună cerere pentru locurile respective, nu li s-a luat în considerare pe unde trece conducta de apă de la stația de pompare de la Gârde, din Alieș, care duce în uzină. Știți ce li s-a spus? Că-i terenul Cuprumenului. Nu! Este proprietatea omului grevată de niște sarcini de a putea permite firmei care este proprietarea conductei să facă intervenții, să facă reparații și să readucă terenul la starea inițială de dinainte de explicarea lui. Poți să pun și o întrebare? Vă rog. La 1 ianuarie 1990, suprafețele de care discutăm cu cuminte, ce le-ai exploatat? Oamenii. Unele sunt câștigate, să știți, cu zucapiune la ora asta. Chiar dacă au fost expropiate prin faptul că oamenii le-au folosit și mai mult decât atât, pentru terenurile Cuprumenului n-au fost depuse pe legea fondului funciar cerere. Nu. Sau pe legea 10. Nu li s-au primit la primul. Nu, că trebuia să la primul. Nu, nu, nu. Nu de vorbim pe legea 10. Nu l-au primit la primul. Atenție, sunt suprafețe. Sunt aminte că ceva sunt acolo. Mă scuzați, eu vă fac vorbire de amplasamentul pe care trece conducta care nu a fost niciodată expropiată. Și ne trezim acum că vine suprafață Cuprumenului. Dar cum o să justifice încă 600 de hectare pe lângă cele 510? Ceva bun, profesor, dacă îmi permiteți, întrebam pentru că statul știți cum a făcut înainte de Revoluție, cum a luat, spuneți voastră, prin decrete de expropiere, cum au fost. Însă, după Revoluție, există posibilitatea să reglementeze situația asta. Nu, discutăm acum cu stare de facto care există acum. Mai întrebam dacă oamenii au utilizat creditele sau nu au utilizat. Informația bună, că eu asta le-am mai spus la cetățeni. Nu primi nimeni informația bună în teren atunci. Atunci toată lumea putea să-și revendice terenurile care au fost ocupate abuziv la legile speciale. Dar nimeni nu a primit informația bună la momentul acela. Care era soluția cea mai bună? Era soluția cea mai bună sau era soluție până la momentul cadastru, este deschid acțiune din stanță, pe unul cu unii sau pe... Domnul Cazacu și domnule primar, discuția noastră acum despre ce se putea face, e o istorie pe care nu mai putem schimba. Da, întrebăm dacă cumva nu putem valorifica ceva. Este istoria. Sunt persoane sporadice, foarte puține, cred că din Mușca, dacă sunt unul, doi, care au făcut intervenție după 90 și au primit niște desfăcuiri, una, două persoane, doamnă Mușca. Aici putem să lăsăm cu domnul Ignat, că el a fost să depună cerere să le reconstituiască dreptul de proprietate la Cuprumin și eu pune negru. Ce trebuia să depună la dumneavoastră, nu știu, că... Am fost refuzat. Eu sunt acea persoană care v-a fost contactat domnul Cazacu în luna decembrie anul trecut, când v-a sunat referitor la pădurile cu titlul de proprietate.
pentru că suntem deplasați de pe amplasament, iar acolo este mare problemă că pădurile au valoare prin lemnul care îl deține, asta e. Pădurile care sunt nedefrișate, neexploatate, au valoare. Pădurile care sunt defrișate nu mai au valoare. Cel care a avut o pădure nedefrișată, acum este pe amplasamentul unui păduri defrișate, pierde nu. Exact cum v-ar muta cineva dumneavoastră un apartament din o zonă bună, știu eu, pentru o zonă exact așa cum se întâmplă nouă. Dar eu vreau să mă adresez o întrebare. Îmi dați voie să vă adresez o întrebare? Noi am fost puși în posesie. Iar eu v-am sesizat dumneavoastră acea problemă, dumneavoastră a spus că o să interveniți, să discutați, să adresați OCPI-ului niște întrebări, niște răspunsuri, ca să fie respectați cu vechiul amplasament. Ce s-a întâmplat? Că nu am fost sub nicio formă respectate, nu au fost respectate vechiul amplasament. Deci, acel lucru pe vechiul amplasament, la legea 18, nu a fost obligat să pune în posesie vechiul amplasament. Punea în posesie vechiul amplasament, s-a instituit la legea 1/2000. De asta spuneți, aveți o situație de fapt, adică sunteți pus în posesie, aveți un proces de luat de punere în posesie. Și titlul de proprietate. Și titlul de proprietate, da. Deci de acolo sunteți proprietar. Da. De acolo trebuie să valorificați dreptul pe, ca orice cetățean. Noi acum nu mai suntem pe acel amplasament pe care am fost puși la legea 18. Deci nu sunteți prin cadastrare. Prin cadastrare. Acum discutăm de cadastrare. Asta e. Cadastrarea asta. Nu s-o respecta. Nu trebuia să pornească de la suprafețele care erau. Sigur că da. Deci ce erau cărți funciare care erau făcute ridicări după 90, de exemplu, sau chiar înainte, sau care sunt în ridicare stereo, sau care au fost titlul de proprietate, sau procese verbale de posesie, acolo trebuia pe domnule, erau repede. Era obligatoriu. Aici era extins. Nu vreau să-mi s-a extins pe unii proprietăți care niciodată în viața noastră noi nu am știut că există de o sarcină asupra acelor terene. Nu au fost atinse. Terenurile sunt în aceeași formă care au fost și în anii 50 și 60. Acum, noi, începând cu data de 6 decembrie, am încercat să depunem cereri de rectificare, iar până în data de 5 ianuarie am fost refuzați. Nu ni s-au permis depunerea cererilor de rectificare. Prestatorul împreună cu cei de la OCPI. Deci alea se pot adresa dacă nu la primărie. Primăria a obligat să se redirecționeze la oficiul de cadastru care este cel care are lucrarea în competență. Deci nu văd cum nu pot. La noi nu există că nu primești. Sunt persoane. Sunt persoane care li s-a refuzat. Unii au revenit ulterior date de 5 ianuarie și au depus, alții n-au mai revenit. Asta după ce am dat drumul la petiție și am început iar să ridicăm capete. Dar să știți un lucru, nu că am fost pe la mama omita, dar vă rog să nu credeți că senzația noastră, la toți, care suntem din Lucea și din Mușca, este faptul că în viitor, nu foarte îndepărtat, probabil, cu prumnimul, va fi o monedă foarte bună de schimb pentru o dare în plată, pentru stingerea unor obligații pe care statul român le va avea cândva față de cine. O metaforă. Supoziție? Nu, o metaforă. Nu știu care e supoziție, e o metaforă. Noi nu știm. Deci noi acum discutăm de ce putem să vă sprijinim vis-a-vis de cadastrarea sistemată. Deci, din punctul instituției noastre, o să facem demersul la Ministerul de Resort care tutelează ANCPI-ul, că acolo, de acolo, la Ministerul Dezvoltării. Pentru că problema vine pe filiera Ministerul Dezvoltării, ANCPI, OCPI. Are filiera pe care trebuie să verifice dacă cheltuirea banului public s-a făcut corect sau nu, și dacă nu s-a făcut corect și vis-a-vis de acea înțelegere sau ce să spunem, asumare, e vorba de relația contractuală care există între prestator și beneficiar. Limitele contractului trebuie să se desfășoare și eventual să vii cu act adițional la acel contract. Asta este tot ce domnul care putem. Noi discutăm aici de niște elemente care sunt de o gravitate foarte mare. Și o să vă spun care sunt cele circunstanțele agravante. Sunt și alte organe care pot verifica. Unele dumneavoastră le-ați sesizat, unele poate nu. Fără doar și poate. Și o să spun de ce. Fiecare trebuie să răspundă de ce nu finanțării. Dar eu aș propune altceva.
dacă tot avem elementele astea constitutive, haideți, ajutați-ne să facem un demers împreună, să sesizăm OLAF-ul de la Bruxelles, pentru că, ce să vezi, suspiciunea este că anumite activități nu fură făcute sau fură făcute defectuos. Și atunci, haideți să vedem ce ne spune o instituție europeană care trebuie să sesizeze DLAF-ul la noi în țară, trebuie să sesizeze Direcția Națională Anticorupție, ca obligația asta să o facă pe regulamente europene, să știți, cu cheltuirea banilor publici. Adică europenii vin câteodată și taie banii pe proiectele finanțate din fondurile europene în România și pentru faptul că nu a fost managementul performant în proiect. De ce vreau tu? Nu! Nu trebuie încălcată legea. N-a fost managementul performant și economicos, că n-au fost economicoși în proiectele Taiwan. Și aici, cu încălcarea legii, hai să vedem. Ne încercăm norocul. Adică eu n-am nimic. Nici cu OCPI, n-avem nimic. Niciun dintre noi de aici, nici cu firma prestatoare, că nu ne interesează cui e firma prestatoare, nu mai contează detaliile acum cu cui e firma. N-avem nimic, nici cu Cupruminu, că am lucrat acolo, am trăit acolo. Eu am lucrat la IPEC Bret, DEVA, Brigada Abrut, care făcea prospecțiuni geologice la săcământul de cupruri acolo. Deci vă dați, da? Acolo mi-e deschisă mie cartea de muncă. Și atunci, haideți să vedem că dacă tot e o problemă, dumneavoastră, împreună cu noi, să facem un demers, până la urmă, civic, mi se pare absolut normal, cum astăzi sunteți într-o amplitudine a unei funcții publice, extrem de important la nivelul județ și în felul ăsta vă credem pe cuvânt și chiar am venit la dumneavoastră pentru a ne ajuta. Vă credem pe cuvânt că, într-adevăr, iată, cetățenii și o instituție din țara românească pot să facă lucruri împreună. Bun. Să vă spun și eu ceva. Vis-a-vis de Roșia Pești, dezvoltarea mea, deci, în special pe domnul Cazan, doamne știe, deci Roșia Pești are toată documentația tehnică, topografică, cu tot ce s-a expropiat în anii 77 până în 95. Deci, dacă este problemă și există neclarități sau mai știu suspiciuni, singura situație, adică singurul mod de rezolvare este situația reală, documentată și care se găsește la nivel la cei de la Roșia Pești sau cum și dacă nu are și cum la nivel statului. De oameni cu care trebuie să fie la statul. Atunci ai pot pe singurul de rezolvare, dar asta e perimentul. Dacă gata, voi către arhivele statului, primăria a făcut o adresă și au fost puse la poziție de decredit de expropiere pentru în jur de 140 de hectare. Au spus că altele nu mai au. Erau și la primăria, da? Fac și o excepție, în perioada 92-2000, toată documentația tehnică, exact a literei am pus apăcit de la început până în momentul respectiv. Dar în momentul de față, cum știu dacă mai există. Nu, nu se regăsesc, dar au dispărut, că așa au fost. S-au tăiat pădurile, sunt cu foc. Bine. Bun, acum revenim iar la problema noastră care ne doare. Deci, eu aș merge pe varianta de înțelegere, adică de înțelepciune. Dacă există posibilitatea, zicea doamna jurist de la OCPI, dacă există posibilitatea asta ca să se rezolve, atât cât se poate rezolva, să nu se ajungă în altă conjunctură, că deja se schimbă lucrurile, se stopează tot, nu se mai face nimic. Adică știm foarte bine ce ar însemna un proces în penal. Situația e cu mult mai gravă, cu telespectul, vă spun, să avem terenuri care le moștenim cu acte, de la părinți, de la bunici, sau deci cu acte, și de-o dispărut de tot, de pe fața pământului, nu le mai avem deloc. Deci nu mai avem nici 5 ani, nici 2 hectare. Plătești impozite. Și plătim impozite. Părinții noștri au plătit, noi am plătit și cu acte, cu CF-uri vechi, cu tot. Și nu le mai avem, ne-au dispărut. Deci nu la Cupru-Min, vorbim de zonele, restul zonelor din comuna lui. Foarte, foarte important și să îi spuneți doamne Bala că rezolvarea acestei probleme nu se poate face termenul rezonabil care este trecut în șansele lor, în contractul respectiv. Nu se poate rezolva. Deci nu există niciun fel de posibilitate tehnică să rezolve. Asta, din punctul meu de vedere, i-am dat 10 ani, dar prin urgență. Să nu cont de zona geografică. Cât timp s-a introdus cadastrul la Arușa? În cât atât? Nu. De când s-a semnat contractul? A început în luna mai 2020. Nu, mai devreme, era mântănuț primar când s-a început. Da, nu
până la mai 2020. Haideți să avem una. Pentru că 2020 a fost termen limită pentru semnarea de contracte. Atunci au început să se măsoare. Mai 2020. 2020. Nina vrea să ajunge la ceva pentru că rezolvarea nu se face prin gândul prin instituții care va dura alți ani, alte zile și așa mai departe. Există aceea relație contractuală, vă spuneam, între prestator și beneficiar. Prestatorul are obligația să-și respecte obligații contractuale, beneficiarul poate îi incumbe dacă nu s-a respectat. Dacă atâtea contestații sunt, dacă din atâtea imobile atâtea contestații, s-a avut o problemă și că poate fi tras la răspundere, inclusiv să facă. Dacă nu se plătească, eventual se restituie banii și atunci să vină altă firmă. Păi se poate face asta. Din punct de vedere juridic se poate orice, să știți. Numai trebuie să existe o bunăvoință și la toți cei implicați. Asta se face prin acte în legătură. Prin acte în legătură. Între dacă se periode noi și firma care ejecută lucrarea, poate ajunge la înțelegere. Așa că... Dar părerea mea, fără un document scris, întrebări, știți cum ne plimbăm în unii și alții? Eu am aștept să vă acel document și să vă fac o solicitare scrisă, să văd documentul scris în care rezultă faptul că trebuie făcute reparații post-factum, după cadastrare și după decontarea sumelor provenite, de repet, subliniez, din fonduri europene, înseamnă că plata care s-a făcut neconform. Înseamnă că plata s-a făcut și OCP-ul are o problemă maximă aici. Eu abia aștept să văd documentul respectiv, abia aștept să-l văd semnat și o să-l solicit să-l văd și aici. Adică o să-l solicit cu colegia accesului la informații. Ce revin, din punct de vedere juridic, noi putem numai mediat. Raportul este cel contractual între beneficiarii și prestatori. Deci ăla îl obligă pe el, nu că ne întâlnim. Noi încercăm să găsim și să vedem dacă dumneavoastră aveți dreptate că nu se poate face niciodată sau că există șanse să se miște ceva lucru. Dacă să ieși în teren, se poate face. Eu zic că se poate face, părerea mea. Din birou? Nu din birou. Nu din birou. Așa tu măsura, din birou, din fața laptopului, cum se cadastrează. Deci cam astea sunt problemele pentru care sunt da. Înțeles și o să încercăm să deviem aceste probleme. Să urgentați pe cât posibil aceste întâlniri și măsurătorile să pornească. Vine iarna. În momentul când vine iarna, la noi nu se mai pot face măsurători. Ia din pierduri care se pornească. Adică, nu știu, eu am senzația câteodată, vă mărturisez lucrul ăsta, că toată regiunea aia noastră, domnule prefect, a fost lăsată într-o delăsare totală. Și vă și spun de ce. Pentru că au fost două resurse mari, efectuate, lemnul și acum acum. În perioade diferite, acum lemnul mai este, ambele jefuiți. În nicio clipă, suntem în Uniunea Europeană din 2007, în niciun moment nu am avut senzația că cineva de la centru, din Alba, de la Consiliul Județean sau de la Prefectură, dar bine, dumneavoastră, nu prea aveți, nu sunteți abilitat în sensul ăsta. Este iarăși o chestiune pe care vreau să o subliniez, vrea cu adevărat să le arate emoțiilor că se poate crește din altceva. N-am văzut un program coerent de turism, despre agroturism, despre proiecte europene, fabrici, resursele care erau acolo, lapte, fructe de pădure, o sumedenie de oportunități. Ne depopulăm, plecăm de acolo, dar probabil că ăsta e scopul, să plecăm. Vedeți, am aici un fost coleg de clasă, Vasil Ioan. Doi copii geni. Să chinuie. Că n-am plecat în sală. Dar ce să facem? Până la data. Ce să facem? Până la urmă, 95% pleacă tinerii din zonă. Despre ce vorbim? Pentru cine facem acolo exploatările? Pentru cine mai ținem zona aia? Trebuie să ne luptăm anul trecut cu drumul ăla, că ne plănțăneau plombele în gură de la Turda până la Tumpe. Asta e România normală, suntem țară normală, suntem județ normal, suntem ce? Asta e normalitate.
Asta e normalitate, să luăm aerul la oamenii ăștia. Păi plânge după putin să vină să ne tot mai e problemă. Păi el la mama, la cupa azi. Alții poate să intră. Avem o petiție, am vrea să ne spunem în stare. Cam asta am și-o treaba. Cred că ați înțeles. Am înțeles, dar atunci acolo. Acum, adică, nu poate pe care să ne trebuie. Dar să nu uitați să decifrați oamenii și să-i face mama că timpul nu se poate realiza tehnic adaptarea acestea în termenul care este sau din timp. Nu se poate realiza. Pentru că e zonă așteptată. Cum să rezolv dacă peche terenurile le-am avut întăburate în cotă de 1-1? Întăburate în cotă de 1-1, niciunul nu-i bun. Niciunul nu-i bun. Deci toate terenurile au fost întăburate în cotă de 1-1, măsurate, în hartă. Niciunul nu-i bun. Păi ce-a fost întâmplat pe aici? Nu mai fost nimic. Firma de care vrea să le-au curat, nu le-au ajut. În cotă de 1-1 le-am avut toate terenurile și trecute în cartea bunceară. Niciunul nu-i bun. Nu le-au luat. Măsurații de topor. Și vreau bani grei. În 2000. Practic. Deci, nici. Dar ce să nu ții să nu dau de astea? Nu domnul primar, ați avut toată lei la OCPI și la prefectură. Ce ați discutat și care sunt speranțele? Speranțele sunt ca se vor rezolva problemele cu implicarea instituției prefectului, a domnilor de la Oficiul de Cadastru. Datoria mea ca primar al Comunei Lupșa este să susțin orice demers și interes a fiecărui cetățean al Comunei Lupșa. Care este situația de fapt? Câte cereri de contestare aveți și cât de nemulțumiți sunt oamenii? În perioada de contestație am înregistrat 12.396 de cereri de contestații. Consider că primăria și-a făcut datoria cât de bine a putut pentru a mediatiza cât mai bine cadastrarea care s-a întâmplat la Lupșa. Și pe noi oarecum ne-a luat prin surprindere că am identificat destul de multe greșeli, chiar dacă atât eu cât și angajații primăriei am muncit de dimineața până noaptea târziu ca să putem să rezolvăm problemele oamenilor. Suntem puțin și noi dezamăgiți și susținem demersurile cetățenilor pentru a își putea revendica terenurile care dintr-o eroare s-au notat greșit în noile extrase de carte funciară. Ca să concluziți după cele două întâlniri de la OCP și de la prefectură. O parte pozitivă că reprezentanții OCPI și ai prestatorului de servicii recunosc cu jumătate de gură că se putea mai bine, că lucrările n-au fost conforme. Există filmări deja care consemnează aceste aspecte. Partea pozitivă și aici la prefectură este că am întâlnit deschidere, cel puțin declarativ, și domnul subprefect și domnul jurist. De aici spun într-adevăr și au formulat niște aserțiuni realiste cu privire la faptul că îndreptarea sumedeniei, eu nu i-aș spune de erori, ci de sumedenie de efecte ale inacțiunii în cadastrarea din acest proiect la nivelul UAT Lupșa pot fi îndreptate în timp rezonabil. Considerați că au fost făcute aceste greșeli intenționat sau neintenționat? Nu pot să mă pronunț cu privire la caracterul intenționat sau neintenționat. Pot să mă pronunț cu privire la caracterul efectului, un efect de bumerang în comunitatea din care și eu fac parte, dezavantajarea și păgubirea micilor proprietari, care însă reprezintă suprafața cea mai mare din comună. Vorbeați în discursul dumneavoastră despre niște sesizări la nivel european. Credeți că vor ajunge cele sesizări să fie depuse sau? Fără doar și poate, am mici speranțe că cele două instituții cu care ne-am întâlnit astăzi vor da curs plenar solicitărilor noastre. În condițiile acestea, după ce vom primi răspunsurile de la OCP Alba și de la Prefectura Alba, ne vom adresa, evident, și acelor instituții la nivel european, este vorba de OLAF, pentru a vedea dacă
și suspiciunea noastră rezonabilă este că lucrările n-au fost conforme, dacă au fost respectate sau nu prevederile din proiectul de finanțare. Vorbeți la un moment dat și despre o anumită plată pe care statul român pregătește, la ce vă referiți? Pot să mă gândesc la absolut orice de aici încolo, pentru că până la urmă, vă dați seama, cupruminul este un magnet. Am făcut precizarea foarte clară că de aici se extrage minereu, extragem minereu concentratul de cupru în cantitate aproape duble față de 1989 și spre deosebire de 1989 noi nu mai avem capacitatea de a obține metalul în România, Zlatna tăiată, Baia Mare uzina tăiată, trimitem concentratul în Serbia la o firmă chinezească, evident într-o țară controlată de ruși. Ce pot să mă gândesc decât că, nemai având capacitatea de a obține metalul aici, probabil că cineva, cândva, va prelua cupruminul printr-un artificiu, că prea multe am văzut în țara noastră până acum. Mulțumesc!